Vești bune pentru locuitorii din orașul Titu și din zonele învecinate. Spitalul Roșenesc Titu este la un pas de a-și redeschide în următoarea perioadă porțile după mai bine de un an de când guvernul a decis închiderea acestea. Descentralizarea demarată în anul 2011 în toată țara a lovit și județul Dâmbovița. Toate cele 10 spitale au fost predate în administrare consiliilor locale. Ulterior, Ministerul Sănătății, care și-a păstrat dreptul de control prin Direcția de Sănătate Publică, a hotărât să închidă spitalul de la Titu. Atât președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Suțuianu, cât și prefectul județului, Emilian Rusu, au anunțat public că redeschiderea spitalului de la Titu reprezintă o prioritate pe agenda de lucru. Și iată, demersurile au început să dea rezultat. Astăzi, 20 august, la Spitalul Roșenesc Titu a venit o comisie a Ministerului Sănătății care a analizat posibilitatea redeschiderii acestei unități spitalcești. La discuții au participat prefectul județului, Emilian Rusu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Suțuianu, dar și primarul orașului Titu, Nicolae Traian. Este o mare realizare redeschiderea spitalului de la Titu, atât pentru conducerea județului, dar și pentru administrația locală, o realizare pe care toți locuitorii orașului Titu și cei din zonele învecinate și-o doresc imediat după închiderea acestei instituții spitalcești vitale pentru zona respectivă. Spitalul din Titu a fost închis în anul 2011 în urma unei decizii a Ministerului Sănătății. Decizia a intrigat populația. Autoritățile județene și cele locale sunt hotărâte să redeschidă spitalul închis anul trecut, dar au nevoie de medici. De aceea administrația locală din Titu a decis să le ofere doctorilor locuințe, anele sau terenuri pe care să-și construiască o casă, dar și un loc de muncă pentru soț sau soție, totul pentru ca medicii să accepte posturile din spital. Pentru a fi reluată activitatea la spitalul din Titu sunt necesare 8 medici și 32 de asistenți. Oferta autorităților locale a ajuns imediat la urechile medicilor, care își caută un loc de muncă. Peste 80 de cadre medicale și-au depus CV-ul. Medicilor le surâde ideea de a primi o casă, mai ales că altfel cei mai mulți ar fi nevoiți să vină zilnic din București, adică de la peste 50 de kilometri distanță. Pentru redeschiderea spitalului însă, pe lângă medici, mai este nevoie de câteva sute de mii de lei pentru cumpărarea unui lift interior pentru transportul bolnavilor pe targă. Aici au fost fosta secție de UPU, care acum s-au luat aparatură, tot din ea. Închiderea lui a fost o crimă pentru toată populația din jur. 90.000 de oameni deservea spitalul ăsta. Și directoarele, amândouă, directoarea plină și directoarea adjunctă, au fost alungate efectiv din spital. Acum să știți că dacă se face inventariere la spital, nu știu dacă mai sunt toate aparatele și tot. S-a cărat în neștire de aici. Considerați că într-o unitate în care tu, el se lăuda că o să o redeschidă, e normal să spitalicească, să bagi jandarmeria și protoieria? Oare nu mai aveai alte clădiri? Ar fi bine că nu avem unde. Nu avem spital și murim cu zile aici. Trebuie să mergem la Târgoviște sau la București, și cum nu avem nici mijlocul de transport, murim acasă cu zile. Mijlocul de transport nu avem, așa că... Ar fi bună redeschidere, benefică. Adică faceți umană peste, ca să dați drumul la spital. Înainte de închidere avea un număr de 174 de angajați și deservea, din punct de vedere medical, cam 90.000 de persoane din zona Titu. Înțeles. Cu ce facilități vine primăria pentru medicii care ar dori să lucreze la spitalul din Titu? Ceea ce depinde de noi, de autoritatea locală, în primul rând am desemnat o comisie alcătuită din 4 consilieri locali și o doamnă care de la serviciul urbanist, și vom merge și analizăm situația fiecărei locuințe anele din oraș, pentru ca astfel să putem să eliberăm cel puțin 15-16 locuințe, să încercăm, ca să spun așa, să-i ademenim, să personalul medical să vină să lucreze la Titu și, de ce nu, și cu locuri de muncă pentru membrii familiilor. Deci, practic, le oferiți o locuință anele și locuri un de muncă. Un sprijin pentru navetă, pentru cei care nu vor să vină să se stabilească aici la Titu, locuri de muncă pentru membrii familiilor și tot ceea ce depinde de noi, noi vom face ca să încercăm să susținem cât mai sănătos redeschiderea. Fiindcă o populație de 92.000 de locuitori au rămas fără vreo unitate spitalicească. Deci noi avem unități cu paturi în sud-estul județului. Și distanța fiind mare, în județean avem 50 de kilometri până la București, în jur de 57-58. Cum vedeți proiectul ăsta? Cum veți găsi medicii? Păi medicii o să revină. În principal o să dăm drumul măcar la policlinică. Asta e, o luăm pe etape. Vedem cum facem, dar trebuie să o pornim. Am înțeles că primăria acum vin și cu o ofertă pentru medici. Da, și eu am înțeles la domnul primar că o să fie o ofertă
spații locative pentru doctori care acceptă să vină aici. Și angajarea rudelor. Și angajarea rudelor, da. E benefic pentru foarte benefic. Că altfel nu văd altă soluție dacă nu ajutăm pe primărie cu spațiul locativ pentru bine. De ce ar mai avea nevoie în momentul de față spitalul pentru acțiunile deschise? De multe. De o reparație, să găsim unde sunt aparatura medicală, tot ce a ținut de laborator, să nu știm pe unde e. Deci trebuie să le găsim, da, au dispărut. Căutăm toată aparatura medicală, o instalăm, după o reparație spate de început activitatea. În luna octombrie anului 2011 și până în prezent, zona de sud a județului Dâmbovița a fost asigurată în ceea ce privește urgențele de orice natură prin înființarea unei unități de primiri urgențe în orașul Titu, în cadrul fostului spital. Asistenții și infirmierii au fost mobilizați din personalul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. De asemenea, doi medici de medicină generală de urgență lucrează acolo. Unul a fost detașat de serviciul de ambulanță, iar un medic de familie a fost angajat prin eliberarea unui post cu angajare pe perioadă nedeterminată. În cadrul unității de primiri urgențe Titu sunt 5 paturi, iar pacienții nu pot sta internați mai mult de o zi. Este o clădire unde a existat un spital. Spitalul a avut autorizații sanitare de funcționare pentru că altfel nu putea funcționa. Deci circuitele existau pentru că altfel nu puteau să primească acea autorizație. Clădirea există în continuare, ați văzut și dumneavoastră starea clădirii. Aparatura în parte există, în parte este transportată în altă parte pentru că așa s-a făcut cu fiecare unitate care a fost desfințată și urmează să stabilim împreună cu conducerea locală și județeană să stabilim care sunt nevoile ca să poată eventual funcționa din nou. Noi nu am venit să hotărâm. Dacă, da? Noi am venit să vedem. Să trageți niște concluzii. Luăm date despre populație, despre ce boli au fost aici, ce tratau înainte de a se închide, câți erau internați, care era patologia. Rapid, nu stăm mult la vorbe. Este un proiect viabil din punctul nostru de vedere? Medicii poate fi în funcție de cât poate localul să sprijine, pentru că peste tot acum cei din administrația locală sunt mai mult de jumătate cei care sprijină această activitate. Solicitările pe care dumneavoastră le-au făcut pentru a veni aici. E și dorința populației. Sunt convins. 90.000 de oameni care localul vine practic să ceară pentru populație, nu vine să ceară pentru o persoană anume. Da? În principiu, problema medicilor este asigurată din ce am discutat noi. În al doilea rând, administrația locală își dorește ca acest spital să aibă personalitate juridică și să funcționeze în subordinea autorității de la Titu, iar în măsura în care va fi necesar, eu de la Consiliul Județean voi veni, dacă este nevoie, cu asociere ca să putem rezolva problemele de punere în funcțiune și apoi problemele de funcționare în viitor. Adică evident că trebuie bani și banii trebuie să vină de la autoritatea locală, de la autoritatea județeană, de la Ministerul Sănătății. Aveți speranțe că cei de la Ministerul Sănătății? Ultima chestiune care vreau să vă spun este aceea că am reluat discuțiile cu cei care ne-au sprijinit continuu, o fundație din Olanda, și sunt dispus să vină și acum și cu aparatură și cu alte lucruri care să sprijine redeschiderea acestei unități sanitare. Dorința oamenilor din zonă este maximă în direcția aceasta. Sunt peste 80.000 de oameni care au beneficiat de asistență medicală la acest spital și cred că știți cu toții că aici urmează să se dezvolte parcul tehnologic al grupului Renault, 2.000 de oameni. Sunt și alte afaceri care urmează să fie dezvoltate în perioada următoare și asta vine să adauge, dacă vreți, un plus de nevoie de asistență medicală calificată și foarte aproape de locul unde se desfășoară aceste activități economice.